Comuna Cordun se dezvoltă accelerat de la an la an datorită numeroaselor inițiative și demersuri făcute de administrația locală. Prioritățile edilului Comunei Cordun Adrian Ciobanu sunt legate de dezvoltarea comunității, dar și de atragerea de investitori care va genera forță de muncă în comună. Acest an, din punctul meu de vedere, a fost un an destul de bun, chiar dacă întreaga societate a fost marcată de restricțiile din pandemie, a fost un an bun investițional, un an în care eu împreună cu Consiliul Local ne-am coalizat pe investiții pentru a dezvolta școlile din comunitatea noastră. Investițiile din infrastructura școlară au fost prioritare pentru noi în anul în curs. Am investit extraordinar de mulți bani în această zonă. Ne-am dorit din tot sufletul, eu, în calitate de primar, împreună cu Consiliul Local, să oferim condiții cât mai bune copiilor de pe raza comunei noastre care umblă la școală în comuna noastră. Puteți să exemplificați și câteva investiții care vă sunt realizate în acest an? Am încercat împreună cu colegii să ne lăsăm amprenta în fiecare locație a școlilor de pe raza comunei noastre. Efectiv, la nivelul grădinițelor am construit spații de joacă, am amenajat exterioarele. Încă mai avem de lucru la acest capitol, dar cred că am făcut pași importanți pentru a oferi condiții cât mai normale copiilor de la grădinițe. La capitolul școli am făcut mai multe investiții în toate corpurile de școală, atât în zonele primare și gimnaziale. Am modernizat corpul A al școlii din satul gimnazial, satul Pildești. Am făcut o extindere la corpul B. Am modernizat de asemenea și în cadrul școlii din satul Cordun sala de sport, laboratorul de religie. Toaletele au fost modernizate, au fost efectiv lucrări în continuu pe parcursul anului pentru a crește standardele și condițiile în școlile de pe raza comunei. În comuna Cordun a fost implementat și un sistem de monitorizare video. Pe parcursul anului am implementat iarăși un proiect, cred că necesar pentru a asigura oarecare siguranță pentru cetățeni și pentru zonele principale de pe raza comunei noastre. Am implementat un sistem de monitorizare video pe întreaga comună, pe toate cele trei sate componente ale comunei noastre, întrucât și prin acest sistem de monitorizare video am considerat împreună cu colegii noștri că putem oferi o siguranță mai mare tuturor celor care trec pe aici prin zonă și locuitorilor care sunt stabili aici pentru a preîntâmpina ulterioare infracțiuni care ar putea să apară pe raza comunei noastre. Ce utilaje ați mai achiziționat? Am achiziționat în cursul anului mai multe utilaje, printre care și o mașină de măturat stradală. Dorim ca și la capitolul îngrijire și curățenie la nivelul comunei Cordun să dăm un suflu nou și efectiv mi-am dorit ca să realizăm operațiunile de curățenie, că suntem în primăvară, că suntem în vară, că suntem în toamnă, să dăm un nou suflu și efectiv cu oameni puțin să facem multe lucruri, să automatizăm și serviciile pe care noi le prestăm pentru cetățenii și locuitorii din comuna noastră. Avem lucrări acum la ora actuală la sistemul de gospodărire a apei din satul Pildești. Sperăm în funcție și de vreme, pentru că suntem întârziați puțin. Am intrat cu lucrările și în iarnă, dar am intrat cu lucrările pentru că vremea a permis până acum la ora actuală. Sperăm ca în primăvara anului viitor să finalizăm sistemul de gospodărire a apei și rețeaua construită acolo să devină 100% funcțională pentru toți locuitorii din localitatea Pildești. Pentru următorii ani, administrația locală a pregătit numeroase proiecte care vor contribui la dezvoltarea celor trei localități. Unele dintre proiecte sunt în desfășurare, iar altele în faza de lucru sau în faza de documentație.